Am rugămintea pentru colegii care organizează și realizează Șef la Cuțite să nu mai pună duminică seara episodul în care șefii fac trei feluri de sufleu, sufle, mai ales dacă e de ciocolată. Deci să se mute episodul ăsta marți, de exemplu. Căci duminică seara să faci sufleu, că te apucă, te apucă. Ăștia și filmează bine, înțelegi? S-a dat primul cuțit de aur în sezonul ăsta. L-a luat Paul Vasile cu o poveste interesantă și cu o mâncărică interesantă. L-am chemat alături de noi să afle toată lumea ce înseamnă să te înscrii la Șef la Cuțite, dar să intri direct cu cuțitul de aur. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Pare mai tânăr decât ea, are 27 de ani, mă rog. Probabil gătește bine, nu e gras deloc, ceea ce mă face să n-am încredere. Nu am încredere în bucătarul slăbănog. Glumesc, desigur. Cu ce te-ai prezentat? Cu ce ai preparat? Cu un păstrăv poșat, cu un piure de conopidă, un ulei verde de mărar, o spumă de soc și crutoane de mămăligă. Complex. Complex, da. Ce îl face pe un băiat la 27 de ani să se înscrie la Șef la Cuțite? Nu m-am înscris eu, că prima oară n-am vrut să mă înscriu la Șef la Cuțite pentru că aveam emoții, zic, bă, nu știu, camera, nu vreau să mă înscriu la Șef la Cuțite pentru că nu e de mine. Ok. Și m-a scris un prieten și am zis, hai mă, până la urmă, hai să mă duc, dacă m-am scris, zic, hai să mă duc, să văd cum e acolo, să simt și eu emoțiile alea, că dacă le vezi din fața camerei, zici, ce, că e ușor, e foarte ușor, că doar gătești, că doar gătești, dar practic nu doar gătești. Că mai și vorbești. Mai și vorbești, ai și emoții, îți mai tremură și un pic. Ăla e chiar cuțitul de aur? Da, ăsta e chiar cuțitul de aur. Poți să-l văd și eu? Da. N-am prins niciodată. Am și semnătura șefului. Dar cine ți-l-a dat? Șef Bontea. Bontea? Da. De primul, ce l-a fost primul cuțit de aur. Primul impresionat. Da. Ce înseamnă cuțitul ăsta față de a lua doar trei cuțite normale? Bum. Care e diferența? Unde? Păi cuțitul de aur înseamnă apogeul. Să fii cel mai bun, practic. Mai treci prin ceva? Nu mai treci prin bootcamp, nu mai treci prin nimic, intri direct în echipe. Oai, ce tare. Da. Dar și presiunea mai mare am văzut. Și presiunea mai mare, pentru că Bontea, ai o responsabilitate. Bontea zicea, bă, tu ești cuțitul meu de aur, de la tine am alte pretenții. Da. Păi ai pretenții pentru că gen trebuie să conduci echipa, trebuie să fii acolo cu ei, să-i coordonezi, să ai grijă de ei. Ai trecut și prin Marea Britanie puțin? Am trecut puțin prin Marea Britanie. Ai gătit acolo sau ai spălat vasetul, să-mi spui sincer? Nu, am gătit. Chiar ai gătit? Da. Îți spun câteva întrebări, vin sărbătorile, știi cum e. Îți spun câteva întrebări, vreau să-mi răspund sincer și cum îți vine, da? Da. Vin rude de departe pe la tine. Ce le-ai găti? Un fel de mâncare. Le-aș face eu un steak de vită. Un steak, ca să nu dai greș. Ca să nu dau greș, oricum n-ai cum să dai greș cu steak-ul de vită. Sau un piept de rață. Trebuie să faci ceva mai complex, nu poți să le faci o tocăniță, o ciorbiță. Vrei să impresionezi o fată sau pe cineva la prima întâlnire, ce nu ai găti? Ce nu aș găti? N-aș găti carne. Asta e clar, trebuie să gătești un desert ca să o impresionezi. Ori impresionezi fetele cu deserturi. Bun. Zi-mi un desert cu care n-ai cum să dai greș. Sufleu de ciocolată. Păi, n-ai cum să dai greș cu sufleu de ciocolată. Aseară era să mă duc până la... Asta Bonte a pus praf de amidon în loc de făină și n-aveam acasă. A fost singurul lucru care m-a salvat, altfel îți dai puteai seama. Să pui și făină. Mergeai da, și cu da, făină. Cantitate mai mică. Am înțeles. La ce n-ar trebui să se bage un începător pentru că s-ar putea să greșească? Zi-mi lucruri din experiență. Sufleul e una, pentru că de multe ori nu poți să-l faci moale la interior și tare la exterior și te enervezi. Păi da, sufleul e cel mai complex din începător să nu se bage la deserturi. Macarons, ecler, astea sunt printre cele mai grele de făcut. Poți să dai greș. Poți să dai greș, dar foarte ușor. Am înțeles. Ce n-ai mai vrea să gătești pentru că ai gătit prea mult? Nu există așa ceva. Nu? Nu. Un bucătar trebuie să gătească de toate, nu că nu mai gătesc aia, că am gătit prea mult. Nu există așa ceva. Am înțeles. Noi mai avem bucătari. Adică ești pasionat de bucătărie, faci ce-ți place, n-ai cum să zici, bă, eu nu mai gătesc legume, că am gătit prea mult legume. Am înțeles. În momentul ăsta faci tacos și înțeleg că faci tacos foarte buni. Da. Abia aștept să vin să te verific. Te așteptăm pe la noi. Mulțumim. Și pe... prăjituri la noi, că eu le-am schimbat. Faci și prăjituri. Da, eu fac prăjituri la...
Pe Paul o să-l urmărim de-a lungul sezonului. Nu uitați, avem Șef la cuțite 3 zile pe săptămână. De fiecare dată se întâmplă altceva. Lupta pentru amulete este mai ascuțită ca niciodată. Și îl vedeți și pe Spic gravid, ceea ce e foarte important. Te pup, Spic. Să ne vedem cu bine. Luăm scurtă pauză.